Acțiuni ample ale gărzii de mediu încheiate cu amenzi de peste 10.000 de lei și mașini confiscate. În urma unor controle periodice, comisarii au identificat nereguli la mai multe persoane din cartierul Schela. Nu cu mult timp, atât pe raza întregului județ, cât și în municipiul Drobeta Turnu-Severin, a fost organizată cea mai mare acțiune de ecologizare din ultimii ani. Cu toate acestea, comisarii gărzii de mediu continuă să găsească sute de deșeuri aruncate în natură, chiar în cea mai tranzitată zonă a orașului nostru. Acest câmp a fost curățat? Acest câmp a fost curățat în martie-aprilie, tot, da? Uitați-vă în spatele meu. Cam ce poate să facă câteva familii, nu sunt foarte multe, câteva familii care în continuu dezmembrează, care ard noaptea, de câteva ori am prins, de multe ori scapă pentru că să reușesc noaptea când noi acoperim un întreg județ și nu suntem doar pe zona aceasta, uitați-vă ce poate să fie în spatele nostru pe centura ocolitoare unde trec mii de mașini zilnic și ne oferă această imagine a orașului. Comisarii gărzii de mediu desfășoară periodic controle în această zonă din cauza unor societăți clandestine care obișnuiesc să ardă gunoaiele strânse sau să le lase împrăștiate natură. Deci sunteți o comunitate de, nu știu, câteva familii, da? Care ați împânzit toată zona asta de centură, toată. Voi, poteau dezmembrările din partea cealaltă, da? Noi, voi incendiați, voi, dar... Voi sunteți cei care ne creați probleme, da? În primul rând pentru voi aici și în al doilea rând, pentru tot ce înseamnă traficul ăsta, unde avem mii de mașini care trec pe traficul ăsta, văd imaginea orașului nostru, care orașul este un oraș curat, dar văd din cauza voastră, văd jalea asta. Câțiva locuitori ai acestei zone susțin că nu ei sunt vinovați de situația creată și se tem să acuze pe cineva. Aici noaptea, să fiu paznic pentru târgul ăsta, pentru noaptea, tot ce e câmpul ăsta. Mă înțelegeți? Aruncă ăștia cu căruțele care vin. Toți cu căruțele vin și aruncă peste tot. Nu numai aici, aruncă și peste tot. Am văzut că și dumneavoastră dezmembrați mașina. Eu nu am nicio mașină la dezmembrat. Nu, mașinile mele funcționează toate. De atunci când m-a luat garda de mediu cu domnul, m-a luat mașinile, eu am zis că nu mai dezmembrez. Și nu am mai dezmembrat. Ce am mai avut cauciucurile în curte și le-am dat afară, că am făcut-o. O camera aceea și vreau să-mi fac curățenie și bag în untru. De ce nu chemați gardă de mediu sau poliția atunci când vedeți că poate dezmembrați? Da, să fac probleme cu ei, vin peste mine și mă omoară cu cap. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această situație? Nu, cum arată? Nu-mi convine nici mie treaba asta. De asemenea, tot astăzi, un autovehicul a fost confiscat din cauza transportului ilegal de deșeuri. Proprietarul s-a ales și cu o amendă usurătoare. Păi cine a făcut? Comisarii gărzii de mediu efectuează controle periodic pe raza întregului județ pentru prevenirea poluării mediului, riscurilor și limitarea amenințărilor de ordin ecologic.